Pentru că se apropie luna martie și odată cu ea și ziua mamei, elevii de la clasa a treia a școlii gimnaziale numărul 1 Stoienești au pregătit câte o surpriză pentru cea care le-a dat viață. V-am adus ca o provocare să desenăm, să pictăm petricouri albe pe care le vom purta la servare, niște tricouașe și niște floricele petricou, inimioare, da? Prin desen sunt stimulate mai multe abilități ale copiilor. Stare emoțională, abilitățile manuale, stimulează memoria, pentru că copiii trebuie să fie foarte, foarte atenți la detalii și în momentul în care reproducem pe un desen detaliile, trebuie să ni le reamintim. De asta zic că foarte mult se dezvoltă și această memorie vizuală desenând. Cu mâini mici, dar dibace, au colorat sau au pictat într-un stil personal un simbol care vestește ziua mamei. În săptămâna altfel am realizat pictură pe tricouri. Ne pregătim pentru ziua de 8 martie. Aceste tricouri vor fi cele pe care le vor îmbrăca cu această ocazie în cadrul serbării școlare pe care o vom prezenta în fața mămicilor noastre. Copilașii mei tot timpul la orele de lucru manual sau la orele de arte vizuale folosesc acuarelele, creioanele, îmbină culorile, așteaptă cu plăcere aceste activități. Și eu, bineînțeles, din talanții pe care Dumnezeu mi-a dăruit, încerc să le insuflu această dragoste către partea artistică. Copiii au pregătit și câte un jurnal pentru mamele lor. În el au pus lucrări din diverse materiale, fotografii și, nu în ultimul rând, gânduri. În fiecare zi adăugăm cât un element nou în cărticica pentru mame. Îmi doresc mamei mele să aibă primăvară frumoasă și să fie sănătoasă și să trăiască cât mai mult. Eu îmi doresc pentru mama mea să fie sănătoasă, fericită și toate dorințele să îi se îndeplinească. Eu îmi doresc pentru mama mea să fie puternică și să treacă peste momentele grele. Eu îmi doresc pentru mama să fie sănătoasă, fericită și mereu în viață să îi se îndeplinească toate dorințele. De altfel, desenul și abilitățile practice se îmbină armonios la elevii din clasa a treia cu pasiunea pentru lectură. Doresc să-i încurajez pe copii să citească cât mai mult, pentru că această modalitate de a stimula gândirea, de a stimula îmbogățirea vocabularului, nu se face decât prin a citi, prin lectură. Am creat în clasă o mini-bibliotecă cu cărți pe care le-am adus din sponsorizări, iar fiecare copil a realizat, primind la începutul anului, o mapă și la fiecare lectură pe care am realizat-o în cadrul unității de învățare, au realizat portofoliu Liro, un portofoliu în care copiii își trec informații despre ceea ce citesc și folosesc chiar desenul. Tocmai asta este, că desenul totdeauna arată, prin imaginile pe care le realizează copiii acolo, arată de fapt ceea ce au înțeles din această lectură. Activitățile din cadrul școlii altfel nu se opresc aici. În următoarele zile sunt pregătite și alte acțiuni. Mâine vom merge într-o excursie organizată de părinți la Muzeul Antipa și la Destiny Park, un parc educațional mai nou înființat. Sperăm să fie ceva mai deosebit. Iar vineri avem tot așa realizare de mărțișoare, pentru că este chiar ziua de 1 martie, mărțișoare pe care le vom oferi atât mamelor noastre, colegelor noastre, doamnelor învățătoare, doamnelor profesoare, și dacă suntem sănătoși, poate mergem și pe lângă școală, unităților economice, la primărie, la farmacie, să oferim doamnelor, cum am făcut în fiecare an. Programul Școala Altfel reprezintă calea spre întărirea relației profesor-elev, atmosfera din această perioadă fiind una specială, trăită atât de elevi cât și de profesori, cu sentimentul câștigării unor experiențe noi.